Din episoadele anterioare, l-a eliminat cu sânge rece pe cel pe care îl credea a fi Mădălin. Georgiana a dat din nou greș, stricându-i lui Damian planul de a-l substitui pe băiatul marișilor cu un infractor lipsit de scrupule. Papa, Mădălin. Uite că data asta n-ai mai scăpat tu, șmecherule. Distrug, nenorocitule, ce bine că dau de voi! Realizând că prezența Aristotelei în locul unde e îngropat Estoniul îi periclitează misiunea, Radu a schimbat foaia. De ce să-și cer scuze? Fără să țină cont că propriul ei fiu trudește de zor în tabăra adversă, femeia s-a pus la treabă cot la cot cu soțiorul ei drag. Urmarea a câștigat echipa lui Radu. Ia uite-l! Ește-mă! Lași din cură să nu îndoiște. Roxana e distrusă. Viitorul soț al Iuliei nu e nimeni altul decât Mădălin. Însetat de răzbunare, Damian a pus la cale un plan diabolic. Dacă vrei să vezi cum va decurge mult așteptata ceremonie, rămâi alături de noi. În câteva momente, intriga și suspansul îți dau întâlnire într-un nou episod din Iubiri Secrete. La mâna ta. Este totul. Doamne, te rog frumos, ajută-mă, te rog, Doamne. Deși apariția lui Sorin i-a mai alinat durerea sufletească, Ioana e cu moralul la pământ. Mi-e atât de dor de familia mea, mi-e atât de dor de Ștefan. Te rog, ai grijă de ei, chiar dacă eu nu o să-i mai văd niciodată. Ai grijă de ei, te rog. Sorin, eu nu mai pot rămâne aici. Nu mai pot să rezist în felul ăsta. Nu mai pot să rezist aici. Trebuie să știu ce se întâmplă cu familia mea. Trebuie să știu ce se întâmplă cu omul pe care îl iubesc. Nu mai pot rămâne aici. Ioana, Ioana, uite-te la mine. Uite-te la mine. Nu-ți pierde speranța, da? Nu-ți pierde. O să ieșim de aici. O să vezi, da? Sorin, nu vreau să-ți pierd speranța. Sorin, nu avem cum să ieșim de aici. Înțelegeți? Am explicat că nu este nicio șansă. Ascultă-mă un pic. Astăzi am uitat pe toate holurile astea pe aici. Și sunt cele mai puține gărzi ca niciodată. E doar grasul ăsta și cu încă unul. Atât. Avem cele mai multe șanse să ieșim. Sorin, nu avem nicio șansă, indiferent ce spui tu acolo, nu avem nicio șansă, înțelegi? Nu mai fi așa negativistă. Trebuie să crezi. Crede că o să ieșim de aici și o să ieșim, da? Sorin, ascultă-mă cu atenție. Eu sunt aici de foarte mult timp. Abia pot să mă mișc, nu mai pot să respir. Plămânii mei s-au făcut praf de la meseala asta. Nu pot să mă mișc. Cum crezi că pot eu să alerg, să ies de aici? Toate lucrurile astea nu contează. Dacă te gândești că te așteaptă cineva care te iubește afară, chestia asta o să te facă să lupți. Înțelegi? Trebuie să lupți pentru ceva. Luptă. Luptă pentru iubire. Sorin, nu cred că am forță să fac asta. Nu pot. Nu pot. Înțelegi că nu pot. Ascultă-mă un pic. Am un plan foarte bun care o să ne ajute. Dar am nevoie de tine. Am nevoie să te mobilizezi și să ieșim de aici. Da? Bine, Sorin. Da? Bine, da, bine, zi-mi. Bine, da, dacă da, tu... O să ieșim, da? Da, dacă așa. Tu crezi că avem șanse să ieșim de aici, eu o să-mi adun toate puterile și o să te ajut cu ce pot. Avem, avem șanse. Noi doi o să ieșim de aici, împreună. Bine. Soarta i-a dat Roxanei o lovitură cruntă. La câțiva pași de ea se află chiar cel pe care îl iubește, pregătit să se căsătorească cu prietena ei cea mai bună. Doamne, nu pot să cred. Deci... Mădălin este iubitul Iuliei, iar astăzi va fi nunta lor. Nu pot să văd așa ceva. Se poate. De ce... Cum o să mai dau eu ochii cu Iulia? Cum mai trăiesc pe lumea asta? Roxana, ce s-a întâmplat? De ce plângi? Nu-i nimic, apune.
Vreau să merg la toaletă. Nu mă simt prea bine. Hai să te ajut. Dar spune, ce s-a întâmplat? Țigrează sau ce ai? Nu-i nimic. O să-mi treacă. O să-mi treacă. Roxana, ce s-a întâmplat? Ce ai? Nu mă simt bine deloc. E puțin rău, Iulia. Roxana, uite-te la mine. Ce simți? Roxana, nu mai plânge, te rog, ce ai? Nu-i nimic. O să-mi treacă imediat. Stai liniștită. Sigur te simți bine? Nu vrei să chem un doctor? Nu, sunt bine. Iulia, du-te tu jos la invitați și am grijă de ea, da? Bine, te rog, ai grijă de ea. Hai, hai. Bine ați venit, dragii mei! Ești foarte frumoasă, mami! Mulțumesc! Vă doresc casă de piatră și să fiți fericiți! Mulțumim! Felicitări, draga mea! Să ai grijă de fratele meu, da? Sigur că da! Da. De credință, zi! Dragă Iulia, casă de piatră și mulțumim. Multă, multă fericire! Mulțumim, bunicule! Casă de piatră! Mulțumesc! Să fiți fericiți împreună și să aveți grijă unul de celălalt. Mulțumim. Arăți superb. Mulțumesc, iubitule. Și crede-mă că sunt cea mai fericită femeie de pe pământ. Te iubesc mai mult ca niciodată, îți jur. Și eu mă bucur, Iul. Vreau să vă duceți jos și să vă comportați cât se poate de firesc. Și Damian e gata de ceremonie. Mafiotul are pentru Mariș o surpriză sângeroasă. Eu mă pregătesc pentru ce o să urmeze. După ce nunta se termină, îi lăsați pe Mariș acolo. Iar eu în momentul ăla voi declanșa explozia. Dar asta nu o să afecteze și restul casei? Nu, Simona, nu. Pentru că am pus cantitatea necesară să distrugă doar livingul. Iar eu voi spune că am fost atacați de niște dușmani nemiloși. Nimeni nu o să-și imagineze că am vrut să-mi distrug propria casă. Nici măcar Iulia. Iar răzbunarea mea va fi dusă la bun sfârșit. Intră! Bună ziua! Ce cauți aici, incompetent-o? Am venit la nuntă. Da? Da. Și ți se pare că e vreo nuntă aici? Nunta e jos, iubita mea. Domnule Damian, voiam să îmi cer scuze personal pentru faptul că v-am dezamăgit și pentru toate greșelile pe care le-am făcut până acum și să vă asigur că nu se vor mai repeta niciodată. Bla, bla, bla. Eu nu mai am chef de scuzele tale, da? Zi mersi că încă mai trăiești pentru câte tâmpenii ai făcut. Tată, ai putea să fii un pic mai tolerant cu Georgie. E o fată drăguță. Și Daniel poate să vă spună din proprie experiență că este destul de greu să intri în pielea altui om. Îmi cer încă o dată scuze pentru tot. Du-te jos și vezi să nu-și dea nimeni seama că nu ești Ioana. Pentru că dacă află cineva chestia asta, nu mai vii la mine. Așa am să fac, domnule Damian. Da, îmi cer scuze încă o dată. Pa. Da, tată. Mă duc să văd ce-i pe jos. Hey. Stai un pic. Stau puțin. Tocmai voiam să vorbesc cu tine, Daniel, să știi. Da? Da, vreau să-ți mulțumesc că mi-ai luat apărarea în fața tatălui tău. Mersi frumos. Păi vezi tu, Georgie? Mm. Nu m-am putut abține la cât ești de sexy. Sunt sexy, auzi. Bună zău, cum așa? Păi uite, eu în ultima vreme sunt cam încins, înțelegi? Mhm, am înțeles. Păi, Daniel, nu cumva tu aveai o iubită și nu-și face treaba, te ține așa săracul de tine și ca Ștefan așa cum e? Georgie, gata, am o iubită. Și chiar dacă o iubesc, am nevoie și eu de un antrenament. Aha, am înțeles. Fii atent.
După ceasul meu mai e ceva finanțe pe nunta. Putem să facem un tur al casei și să găsim un loc foarte liniștit unde să discutăm niște chestiuni personale. Da? Îmi place cum gândești. Hai sus! De ce mi se întâmplă mie toate astea? Roxana încearcă din răsputeri să-și revină. Trebuie să decidă ce va face în continuare. Cum să iubesc pe soțul cele mai bune prietene? Va avea un copil cu ea? Doamne! Cum o să trăiesc cu el în casă? Cum o să mai dau ochii cu Iulia? De ce mi se întâmplă astea? Roxana, ești bine? Da, capone, sunt bine. Doamne, ce mult o iubesc pe femeia asta. Aș face orice să fiu măcar o clipă cu ea. Roxana, ce-ai pățit? Am amețit, capone. Hai să te duc în pat. Roxana, dar ce s-a întâmplat? Nu e nimic, capone. Cum să nu fie nimic? Se vede clar că suferi. Spune-mi, te rog, ce s-a întâmplat? Capone, nu mai vreau să mai trăiesc. Nu mai vreau. De ce spui cuvintele astea? Ce-ai pățit? Mi s-a întâmplat ceva groaznic, capone. Și am spus sufletul sfâșiat, pur și simplu. Ascultă-mă, orice ar fi, să știi că eu sunt alături de tine, da? Și o să am grijă de tine. Capone, nu merit asta. Nu merit să-ți pierzi timpul cu mine. Roxana, tu chiar nu înțelegi. Ce să înțeleg, Capone? Eu aș face orice pentru tine. Orice. Pentru că te iubesc, Roxana. Doamne, ce-aș intra pe serodocul! La câțiva pași de ei se află averea lor. Iani și Tauru nu știu că marișii sunt departe, căci altfel ar avea ceva mai mult curaj. Da, vreau să intri, normal! Ca să mă dă la pușcărie, să-l iei tu. Nu tu asta, mă, Ianișoara, vreau să intri ca să iei bănuția, să fii fericit. Hai, lasă-ne. Ia, uite-te la el. Ita la ăstea, mă! Uite-i, Iani, uite-i! Mă, mamă, și cătușile alea la tine, te-a nebunit ăsta de tot. Ce țuții? Eu și cu iubitul meu soț, de acum o să fim nedespărțiți? Băi, mamă, dar tu nu observi și tu așa, că ăsta vrea să-ți ia casa aia, că o să-l omor odată, pun mâna pe el, dau cu el de pământ. Deci mai dispera, mamă, cu casa aia. Lasă apartamentul, că nu asta e important acum. Eu și Radu o să fim fericiți atunci când o să vă vindem vouă Estoniu și atunci el o să fie un bărbat împlinit și fericit și pe plan material și pe plan sentimental. Dar mai ales pe plan sentimental? Da! Wow, ce mișto! Păi, unde este Estoniul ăla? Estoniul este la loc sigur. Adu-ne valiza cu bani și eu să-ți dau Estoniul. Adu Estoniul? Băi, șmechere de câmp! Tu ai impresia că așa îți bagi joc pe față de mine? Păi, eu am fumat ca tine mulți la viața mea, băi! Cine, bre, eu? Tu! Mă jur în franceză, le jur, să mă vezi moartă dacă eu vreau sau încerc să te păcălesc pe matale! Suții! Deci explică-i tu, mamă, lui șmecherașul ăsta, că dacă nu mi-aduce bănuțul, nu vede niciun Estoniu. Și am să-i dau în gură
și o să-l calc în picioare, așa cum i-am bătut și pe aia doi când au vrut să mă aresteze. Băi, mamă, nu mai, te rog eu frumos, nu mai da palpitați, încearcă și tu să te calmezi. Lasă-l în pace, calmează-te și tu, hai să nu mai, mamă, te rog eu frumos, da? Fii atent. Pop pentru mine, pentru tine o fac. Fii atent aici. Spune-i lui Jmecheru, dacă are cap și minte, să aducă banii. Și atunci o să fim toți fericiți și mulțumiți. Înțelegi? Și până atunci, eu cu iubitul meu ne retragem puțin în cuibușorul nostru de nebunie. Distracție plăcută! Hai, pa! I love you! Radu! Radu, spor la treabă, la muncă! Bă, nu mai rezist, băi, nu mai rezist! Uite cât îl ține mama pe ăsta în puf! Asta o să-mi ia casa, mă. Bă, dacă nu mi-a luat asta acasă, mă dau afară din casă. Ei, mai zăpăci cu casa ta! Mai zăpăci cu măta! Mă, Iani! Ia te-aș fost și tu din gură! Băi, bă, ăsta vrea o valiză cu bani și tu te gândești la casa aia lumea ta, mă? Păi vrei să te dai afară, unde o să stau? Pe străzi? Mă, Iani, liniștește! Cea mai bună variantă e să-i dăm bani și să le dea Estoniu, gata! Fă! E complicat mai urea! Nu-i dau niciun fel de bani! O să găsesc o variantă să iau Estoniu la cu forța! Și tu nu mă alătra! Anoră, frăție! Azi? Da, am înțeles. Și nu mai țipa așa. Da. Bine, șefe. Cine? Fratele meu, Damian. Și? A zis că astăzi vrea Estoniu. Că altfel... Altfel ce? Că altfel trebuie să mergem să luăm banii din seif. Din seif? Da, din seif, că am lăsat banii în seif. Mareșii au crezut în bunele intenții ale lui Damian. Nici prin cap nu le trece că acestea ar putea fi ultimele minute din viața lor. Mă așteptăm câțiva invitați și o să începem. Foarte bine, când sunteți pregătiți, începem. Putem sigur să așteptăm. Doamna Valeria, Ioana nu s-a întors de la baie. Dar nu te îngrijora, probabil că își reface machiajul. Totuși o să mă duc să văd dacă s-a întâmplat ceva. Uf, ce grijuri ești. Hai, bine, du-te. Hai, păpuș. Da. Aici e camera Iuliei și nu se ne prinde nimeni. Am înțeles. Bă, Iulia asta nu prea are deloc intimitate pentru că această ușă nu se închide. Ce facem? Ce ceva? Nu contează. Important e că noi doi suntem aici. Înțelegi? Da, crezi? Stai puțin. Nu te grăbi, dragul meu. Vreau să te rog ceva. Ia, rog. Vreau să vorbești cu tatăl tău și să îi explici faptul că eu nu am avut nicio legătură cu ce s-a întâmplat. Nu a fost vina mea. Și că aportul meu în această organizație este indispensabil. George, nu mă interesează cui a fost vina. Stai liniște, că tu o să fii în organizația asta, chiar dacă nu o să... Ce? O să lucrez pentru el, o să lucrez pentru mine, înțelegi? Am înțeles. Au, nebunele, ce rău ești! Da, Olo. Sunt un dur. Oh, da, hai, arătăm câte dur ești. Hai, arătăm. Ia, ce se întâmplă aici? Capone, cum să mă iubești? Te iubesc, Roxana, pur și simplu. Pur și simplu te iubesc. Te iubesc din prima zi în care te-am văzut. Roxanei nu-i vine să creadă că fiul ei vitreg îi spune asta. Tu nu înțelegi că mă gândesc la tine zi și noapte? Chiar nu am știut. Chiar nu mi-am dat seama. Ce s-a întâmplat? Uite că am spus asta, da? Tu ești soția tatălui meu și... Atât. Noi suntem buni prieteni. Doar atât. Suntem doar buni prieteni. Ce faceți? Roxana, cum te simți? Sunt mai bine. Păi și nu cobori jos la nuntă? Iulia, îmi cer mii de scuze, dar... Nu mă simt în stare. Bine, stai liniștită, te înțeleg. Capone, tu nu vii? Păi... Du-te, Capone, du-te. O să mă descurc singură. E sigură? Da. Păi hai atunci, că suntem în întârziere oricum. Haide.
Iulia! Da, vreau să spun ceva. Vreau să spun că să ai o nuntă frumoasă. Mulțumesc din suflet, Roxana. Sper să te simți mai bine. Haide! Doamne, omul ăsta este îndrăgostit de mine și eu sunt îndrăgostită de un ticălos. Iona, ce făceai cu ăsta în cameră? Ștefan, omul ăsta este un dement, a încercat să mă agreseze și m-a mințat cu un pistol. Și ce, mă? Ștefan tocmai a surprins-o pe cea pe care o crede a fi iubita lui în brațele altui bărbat. Am văzut cu ochii mei că te salutai cu el. Nu-i adevărat, Ștefan. Ce Dumnezeu, nu mă crezi, sunt iubita ta. Omul ăsta e un dement, uite cum se uită. Sorin, ce se întâmplă aici? Hai că spun eu ce se întâmplă aici. I-am prins pe ăștia doi, sărutându-se. Îți explic eu. Îți explic eu în altă cameră. Ștefan, Ștefan, ascultă-mă. Te rog frumos, taci din gură. Taci din gură. Taci din gură. Măi omule, ascultă-mă puțin, te rog frumos, ascultă-mă. Eu eram prin casă și la un moment dat a apărut Sorin de nicăieri și m-a amenințat cu pistolul. Ce era să fac? Iona, cum poți să mă minți? Tu mă crezi atât de prost? Te cum mint. Poți să mă minți? Iona, te iubeam atât de mult. Spuneai că mă iubești. Te mint. Te-am prins cu altul în pat. Nu eram în pat cu el. Nu înțelegi că m-a amenințat cu pistolul? Sunt iubita ta. Te iubesc enorm. Te rog frumos, ia mâna de pe mine. Nu mai pune mâna pe mine. Mi-e scârbă. Te-am găsit cu ăsta în pat. Cu băcâte mi-ai zis și după câte am făcut împreună, mi-ai zis că mă iubești. Încearcă să te liniștești și gândește lucrurile. Și vezi lucrurile așa cum sunt, te rog frumos. Ce să gândesc eu, Ana? Ștefan, ce să gândesc? Eu sunt iubita ta. Cum crezi că aș putea să fiu în pat cu alt bărbat? Te-am iubit ca un prost. Ți-ai bătut joc de dragostea mea. Ți-am oferit totul. Și tu asta mi-ai făcut? Deci te rog frumos, lasă-mă în pace, că nu vreau să mai aud de tine. Te rog, Ștefan, te rog. Ștefan, e ultima oară când mă vezi. Ștefan, rămâi și ascultă-mă. Bine că ai plecat, prostule. Mai probleme mi-ai făcut. Scena de mai devreme a pus-o serios pe gânduri pe Raluca. Oare ce poveste va inventa Daniel pentru a o liniști? Eram în camera Iuliei, am fost să-i duc ceva și intră fata aia peste mine. Și apoi a venit nebunul ăla și a început să țipe la noi. Sorin, băiatul ăla părea destul de disperat. L-am văzut. Păi poate are probleme la cap. Ce vină am eu că eram în camera aia unde a intrat tipa aia? Ce vină am eu? Auzi, eu nu cred deloc povestea asta și cel mai sigur mă duc să-l întreb exact ce a văzut, înțelegi? A, da? Mă duc acolo. Ia stai un pic, ia stai un pic. Mă, dar tu chiar așa, mă, îți bagi joc de mine? Tu nu mai ai niciun pic de încredere în mine, mă? Păi ce atitudine asta? Păi ce suntem noi? Nu suntem iubiți? N-avem încredere unul în altul? Îmi pare rău, Sorin, dar în ultima vreme în casa asta se întâmplă tot felul de lucruri ciudate și pur și simplu nu știu ce să mai cred. Lucuța, orice s-ar întâmpla. Știi bine că te iubesc, nu? Și eu te iubesc. Tocmai de asta am fost așa geloasă. Te înțeleg. Hai, vină încă asta, îmbrățișează. Vină încă. Ești foarte frumoasă, să știi. Hai, coborăm și noi? Am întâlnit? Da? Da, hai. Hai. Auzi? Mă duc până în camera Iuliei să-i duc ceva. Coboră tu și vin și imediat, da? Bine, atunci. Bine. Hei, aia ce-ai făcut cu Raluca? Ai explicat situația? Da, Georgi, am prostit-o repede, dar tu ce-ai făcut fraierul? Ștefan a plecat cu inima frântă. Ah, Ioana, Ioana, cât am iubit-o. Ah, e un fraier, nu mai suport. Băi, ascultă-mă un pic. Tu trebuie să te împaci cu el, cât mai repede. Nu, nu trebuie, m-am săturat de Ștefan, punct. Nu, tu n-ai înțeles, nu faci legea aici. Tu joci rolul Ioanei, trebuie să-l joci bine, da? Da, Daniel, nu pot să joc eu rolul Ioanei care s-a despărțit de Ștefan? Nu, nu pot să joci rolul Ioanei care s-a despărțit de Ștefan. Trebuie să fii iubitoare și să arăți lucrul ăsta, da? Ca să nu se prindă nimeni, ai înțeles? Bine, am înțeles. Da? Da, o să mă împac cu Ștefan, nici o problemă. Așa, nu vreau să se prindă nimeni. Nu o să prindă nimeni, stai liniștit. Te duci și te împaci cu el acum. Da, merg și mă împac cu el, oricum e prost și o să pună botul la orice îi zic. Ok. Stai liniștit. Băi,
Eu sunt șeful aici și îți ordon să te dezbraci! Planul de evadare a lui Sorin se bazează pe diversiune. N-ar fi mari șanse de reușită, dar merită încercat. Ce n-ai înțeles tu? Bine, dezbracă-te! A? Ajutor, ajutor, vă rog! Cine crezi că o să te salveze? Ajutor! Ce? Hei, 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 ce se întâmplă? A încercat să mă agreseze, vă rog, nu lăsa să se apropie de mine! Ce faci, mă, părăcioasă mică? Îi spui lui? Crezi că o să te ajute? Da, crezi că o să mă ajute, nesimțitule! Ce de la mine? Da! Am înțeles. E, eu cred că vrei să asiste și ei la show-ul nostru. Stai jos, stai jos. Stai jos. Unde fugi? Lasă să se apropie de mine, mă rog. Unde fugi? Vino încoace. Vino încoace. E nebun, e nebun. Nu mă nebunit. Doar vreau să fac sex și atât. Vino încoace. Băi, vino încoace. Mâine sus. Băi, hai, repede, cheile! Dăm cheile! Mă, n-ai cum să scap de aici, gândește-te bine ce faci. Băi, lasă că mă gândesc eu la ce fac, dăm cheile alea odată! Și tu dacă faci o mișcare, te găurești direct, ai înțeles? Și ok, ia cheile, așa. Hai, pistolul! Nu am nimic, mă! Pistolul! Nu am nimic, nu vezi? Băi, te împuși și ți-a pistolul, dă-mi-l! Hai, dă-ți geaca jos, dă-ți geaca jos, hai, hai, jos! Jos, împinge-l, ia, geaca jos, hai, gecile, perfect. Sorin, stai cu minte că n-ai cum să scapi. Stai cu minte că am cum să scap, hai, ne mișcați, ne mișcați, da? Ne mișcați, ne mișcați, da? Hai, Ion, hai. Stai miști că știu prea bine drumul, o să ieși eu de aici. Nu ai cum să scapi, gândește-te. Da. La Snagov, marișii sunt pregătiți pentru momentul cel mai important al cununiei. Niciunul nu bănuiește cumplita primejdie care-i paște. Putem începe? Stați puțin că lipsește sora mea. Madalin e sus, Ioana. Sunt aici. Îmi cer scuze că am întârziat. Mami, dar Ștefan unde a rămas? Ștefan se simte foarte rău. Își cere scuze că nu poate să fie alături de voi în momentul acesta important, dar chiar a simțit nevoia. Ok, ok, haideți să începem. Sunteți gata amândoi? Da. Sigur că da. Deci cu acordul dumneavoastră începem oficierea acestei căsătorii respectând codul familiei, dreptul familiei și Constituția României. Sigur că în urma depunerii actelor ați mai avut un timp de gândire asupra drumului pe care urmați să-l alegeți. Conștienți fiind de nobilele îndatoriri și asumări pe care vi le luați față de societate și față de familia pe care astăzi o întemeiați. Domnișoară Iulia Voicu, de bunăvoie și nesilită de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeanul Madalin Mariș? Da, da. Cetățene Madalin Mariș, de bunăvoie și nesilită de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeana Iulia Voicu? Bă, tu mai ții minte numărul cutiei de valori unde am pus geanta cu bani? Iani a decis. Cea mai sigură modalitate de a obține estoniul este să-l momească pe Radu cu bani, pe care îi va păstra tot el. Înțelegi, 3 și 2. 34 era, mă, sigur. Acum iau caminte. 34, sigur, sigur. Nu, băiatul meu, 32 era. 32. Mă, 30... Nu e, mă, 32, 34 era, mă, Iani, mă, mă, iau și după 30... tine. 2 sau 33? Bă, uite, nici tu nu știi. Dar oricum scrie numele meu pe ea. Bine, mă, 32, 33. Dar important e altceva. Cheia o mai ai? Eee, cheia. Unde crezi că am băgat eu cheia? Da? Chiloți. Tu-ți imaginezi dacă știau alții unde este cheia de la cutia de valori? Ianișori, insinuiesc cumva ceva? Nu, Doamne, ferește să mă vezi moartă dacă insinuiești ceva. Nu, numai că acum te tăvălești pe jos, că n-ai știut unde este cheia. Nu e adevărat. Tăuraș, hai să mergem, Tăuraș. Îți lăsăm aici deschis totul? Lăsați, lăsați. Ai și tu grijă aici. Auzi, fă? Da. Vezi să nu fugi, da? Nu, Ianișor, vă aștept aici. Să ferească Dumnezeu, ne fură casă tot forul. Voi iau eu până la urmă servire. Alo?
Da, salut! Bună, bună! Eu sunt Anduța! Ce mai faci, măi? Bine, bine, bine! Dar nu, nu de asta te-am sunat. Uite, am o combinație super șmecheră în care o să-ți iasă super mulți bani. Te bagi? Hai mă, că-ți povestesc eu după aia. Mulți bani, da. Da. Dar tu mai ai costumul ăla de polițist, nu? Perfect, perfect, perfect. Păi, stai că nu mai pot să vorbesc acum că vin ăștia. Îți dau un mesaj, da? Hai că îți dau un mesaj, da? Bine, 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 pa, pa. Deci, Filipța! Foarte mult! Las-o, mă, păpăguboasa asta nu mă băga în seamă. Gata, ați recuperat sarpieta? Hai! Bagă! Taure, dai drumul mai repede! Ho, ce ești așa disperat? Crezi că spune cineva aia, suntem o mașină, suntem în siguranță? Avem tot ce ne trebuie. Taure, după ce că sunt paranoic, sunt și paranormal. Deci dai drumul mai repede să nu vină cineva că ne-a banii. Prima parte a planului de evadare a fost ușor de îndeplinit. Dar în drumul lor spre libertate, primejdiile pândesc la fiecare pas. Sorin, nu pot să mai merg. Sorin, am probleme cu plămânii, înțelege? Nu pot să mai merg. Ioana, o să reușim. Împreună o să reușim. Nu, Sorin, merge singur. Mergi singur, te rog. De singur nu mai pot. Nu mergi singur. Nu merg singur. Merg cu tine. Cu tine am plecat. Cu tine. Ieșiți afară. Predați-vă. N-aveți nicio șansă. Afară. Cof, Sorine, Sorine! Faci de-astea, a? Dacă nu vă predați, dau drumul la alarmă și vin întăriri. Nu mai scăpați cu viață, n-aveți nicio șansă. Ieșiți afară de acolo. Nu e bine. Dacă dau drumul la alarmă, Sorin... Nu e bine că vin întăriri. Aoleu, Doamne ajută-ne, Doamne ajută-ne, te rog. Nu vreți, a? Sorin... Asta e voia ți-a ales, da? Nu pot să cred! Vai, a dat drumul la alarmă! Gata, gata! Gata! Gata, ne predăm! Ieșiți afară cu mâinile sus! Sorin, nu predăm! Bine, ieșim! Mâinile sus! Gata! Ușurel, gata. Ușurel, ușurel, gata. Ușurel! Gata! Hai, hai, apropiați-vă, încet, încet! Mâinile sus! Mă, Sorine, mă! Gata. Sorine, mai! Voia ți-a mers, va cu mine? N-ai nicio șansă, tai. N-ai nicio șansă. Lasă, da. Lasă la jos. Lasă rău, pistolul jos. Te rog frumos, cheamă salvare. E rău Ioanei. Lasă pistolul jos. Lasă pistolul jos. Lasă pistolul lasă jos. Lasă pistolul jos. Vorbim după. Gata. Gata. Nu am nimic, da? E foarte rău Ioanei. Cheamă salvare. Pistolul jos. Jos. Sorine, Sorine, jos. Sorine. De ce te complici? Acum îți complici viața. Jos pistolul, am zis. Băi, tu poate vrei să mor, dar de ce o tragi pe fata asta după tine? Băi, te găuresc. Dacă nu arunci pistolul acum, te găuresc. Îți jur! Este pentru ultima oară. Împinge-l! Împinge-l! Capone, te rog frumos, du-te tu și vezi cine e. Cununia civilă a fost întreruptă înainte ca Mădălin să spună da sau nu. Salam alaikum. Salam ziua. Scuze că am întârziat puțin, că am avut niște probleme de rezolvat. Nicio problemă, bine că ați venit. Casa de piatră, Lili. Vă mulțumesc din suflet. Reluăm întrebările? Da. Cetățeană Iulia Voicu, de bună voie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe cetățeanul Mădălin Mariș? De 1000 de ori, da. Cetățene Mădălin Mariș, de bună voie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe cetățeană Iulia Voicu? Iubitule... Nu o să vă vine să credeți, dar niște mori foarte mari. Dar am niște emoții foarte mari. Deci... Răspunsul dumneavoastră este? Aș vrea să mă duc 2 minute la baie. Mădălin, ce ai? Hai că mă întorc imediat. Mădălin, ce se întâmplă cu tine? Ce-ai făcut, mamă? Gata, Roxa. Nu merită să sufer pentru el. Nu merită.
ce cu mine? De ce mă ia grața din nou? E cineva aici? Așteaptă! Doamne, e Madalina. Iani și Taurus sunt gata de marea lovitură. Habar n-au că Anda are un plan chiar mai ingenios decât al lor de a-i lăsa fără bani. Bună ziua! Bună ziua! Plutonia Rădulescu, execut un control. Bună ziua! Căutăm și noi doi suspecți, au spart o bancă și au furat o sumă mare de bani. Oh. Nu știu nimic. Și cum arătau, bre? Nu știm, dar căutăm. Păi ce să zic, spor la treabă, caut în continuare. Ce este în acea gentuță? Care geantă? Gentuța de acolo, de la domnul. Da, n-am reținut numele, Plutonier Căpșână? Rădulescu, Rădulescu. Bine că nu e Rădulesca, că era mai nasol. Dar ce geantă? Ce de acolo, de la domnul? Nu e tovarășe. Eu nu pun nicio geantă, dă-i taure. Aia de acolo, geanta de acolo. Machiajele prietenei mele. Tu vezi vreo geantă? Nu, Doamne ferește, nu. Geanta. Bă, nicio geantă, hai să mergem, că ne grăbeam și noi. Nu mișcării mei. Doamne, ce mă fac, Doamne, ce mă fac? În niciun caz, Mădălin nu trebuie să o vadă. Ce va face Roxana pentru a-l evita? Fuck. Doamne, ce să fac? Trebuie să spun da. Trebuie să spun da și trebuie să mă căsătoresc cu Iulia. Cum pot să fac toate lucrurile astea când în mintea mea e doar Roxana, în permanență e Roxana. Orice aș face mă gândesc la ea. Mădăline, ce faci aici? Mai simți puțin roșii. Am venit să-mi revin. Băi, tu vrei să o faci de râs pe sora mea? Nu, capone. Stochii acum. Hai. Uite, uite, uite. Și-a revenit. Acum ești bine, mama? Da, mama. Te simți bine, iubitule? Acum sunt ok. Bun. O să pun din nou întrebările. Da. Sigur. Cetățeană Iulia Voicu, de bunăvoie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe cetățeanul Mădălin Mariș? Da. Cetățeană Mădălin Mariș, de bunăvoie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe cetățeană Iulia Voicu? Da. Iubitule, îți jur că sunt cea mai fericită femeie de pe pământ. Jur. Și sunt sigură că și bebelușul nostru este fericit. Cu siguranță. Bă, tâmpiților, hai să mergem să prindă pe Sorin. Sigur, pe ei și aroganți, oamenii lui Damian au fost păcăliți de Sorin și Ioana. O greșeală pentru care ar putea plăti cu capul. Hai, hai. Băi, e groasă rău. Sorin știe cum se iasă din pădurea asta, da? Hai pe acolo. Hai, hai, hai. Sorin, nu mai pot. Hai, Ioana. Nu le pe pământ. Ioana, ascultă-mă. Mobilizează-te un pic. Mai avem un pic de tot să ieșim de aici, haide! Du-te tu, Sorin, eu te... Nu am... Băi, nu am cum să plec singur. Am plecat împreună, rămânem împreună, haide! Haide, știu drumul spre ieșire, hai! În foarte scurt timp, dușmanii vor deveni istorie. Ce să faci? Dușmanii au vrut să mănânce casa în aer. O să mă duc să eliberez zona. Te rog. Mădălin și Iulia sunt acum soț și soție. Pare un nou început pentru Mariș, care nu-și închipuie că acestea ar putea fi ultimele lor clipe din viață. Capone, Iulia, trebuie să veniți puțin? Ce s-a întâmplat?
Roxana mi-a spus că vrea să vorbească cu voi doi. Urgent. Bine, mă duc să văd ce vrea. Haide. Tu nu te duci? Iar o să te apuce geloziile pe urmă. Ca până nu sunt absurdă. Dacă vrea să vorbească cu tine, înseamnă că are nevoie. Bine, hai că mă duc. Haide. Tată, vină puțin, te rog. Ai observat că nu e micul pe aici? Am rămas de când mai mare și... Am eliberat zona. Am mai rămas doar mare și... Perfect. Ce să le fac eu marișilor dacă au venit să-mi ciugulească din palmă? De aici o să-i trimit direct pe lumea cealaltă. Manipula pe toți, pe tine, după care toată familia. Am venit să vă spun că vă dau dreptate și aveți toată susținerea mea. Păi dacă geanta este a dumnea ei, de ce o ții dumnea ta? Ca să nu ți-o obosească dumnea ei. Să te muți? Păi de ce? Eu și cu Ioana nu mai stăm împreună. Poftim? Dacă stopul nu mai are miere. Nu înțeleg nimic. Eu vă sfătuiesc cât mai urgent. Faceți-i fetii un test ADN de sânge. Estoniu? Estoniu, da! Estoniu? Ce-i ăla? Băi, tu ăsta... Știi ceva de Estoniu? Da! Ce-i ăla? E la voi! Dă-mi Estoniu!